Turiștii care au scăpat din coșmarul de pe DN1 s-au mutat la o altă coadă. De această dată, în fața telecabinei din Bușteni, pentru a ajunge la principalele atracții turistice de pe platoul Bucegi, unde se află Sfinxul, Babele și Crucea de pe Caraiman. Alina Sorocean se află și ea la Bușteni și ne aduce toate datele. Bună dimineața, Alina, te ascultăm! Bun găsit, turiștii profită din plin această mini-vacanță de 1 iunie, au venit la munte pentru aer curat și pentru a profita de vremea frumoasă, însă au întâmpinat o problemă pentru că doresc să facă o plimbare deasupra munților Bușteni cu telecabina. Aici avem o coadă destul de lungă și o să stăm de vorbă acum cu cei care au ceva răbdare. Bună ziua, spre timp de cât timp stați la rând în primul rând? Bună ziua, suntem de 40 de minute la rând și se preconizează că o să mai stăm cam 2 ore și jumătate. Deci mai durează. Cam cât e de lungă coada? În fața noastră sunt 50-70 de persoane. Cam așa. Din câte am înțeles, într-o telecabină intră cam 15 persoane. Deci o să dureze ceva. O telecabină coboară cam la 20 de minute. O să fie o perioadă de așteptare. Mai aveți răbdare? Deocamdată răbdarea rezistă, dar începe ușor să ne scape. Pentru câte zile ați venit la munte? Trei zile. Pentru acest weekend. Cu prietenii, familia? Cu familia. Am venit să ne relaxăm puțin la aer curat. Vedeam aici și pe prietenii mei voastre. Spre timp, cum petreceți această mini-vacanță? Super, ne ajută și vremea. Copiii sunt nerăbdători să urce la telecabină, n-au mai urcat. Acum sunt în parc pentru că e coada foarte mare și se plictisesc. De la ce oră ați venit aici? La ora 9. A trecut o oră, mai aveți, în sfert de oră, mai aveți răbdare? Trebuie, ăsta este obiectivul, să urcăm la Babele, la Caraiman. Ați așteptat să fie atât de aglomerat? Nu chiar atât de aglomerat. Am înțeles că ieri a durat o oră jumate, nu a fost chiar atât de aglomerat, astăzi este foarte aglomerat. Vă mulțumesc foarte mult. Cu toate acestea, oamenii, iată că stau la rând, spun că se merită așteptarea și asta pentru că vor să imortalizeze momentele aici la munte, vor să ajungă pe platoul munților Bucegi, să vadă Sfinxul, Crucea de pe Caraiman, să inspire acest aer curat și să se relaxeze în mini-vacanța de Rusalii, mai ales că mai au la dispoziție atât ziua de astăzi cât și ziua de mâine.